Antrenorul medieșenilor Cristi Pustai nu concepe alt rezultat decât victoria în partida de sâmbătă seara de pe teren propriu. Pentru noi este vital acest meci și punctele puse în joc, pentru că dacă reușim să câștigăm ceea ce ne propunem pentru sâmbătă, vom urca două poziții în clasament, cel puțin, după părerea mea, și vom ajunge la 12 puncte, urmând ca în viitor să rămânem în prima parte a clasamentului, pentru că încep să fie tot mai puține meciuri, se termină turul campionatului și în partea de jos e destul de greu. Viața când subsolul clasamentului e urât. Nu va fi un meci ușor pentru că medieșenii nu se pot baza pe toți titularii. Lulacu și Akaki sunt suspendați, ceilalți jucători sunt valizi. Partida dintre Gaz Metan și Universitatea Cluj se dispută sâmbătă de la ora 17.